Liviu Dragnea anunță o revenire spectaculoasă. Unde îl vedem din august? Imediat. Fostul șef al PSD anunță că a stat cu minte pentru că a fost perioada concediilor și astfel i-a lăsat pe români să-și facă vacanțele în voie, însă din această lună totul se va schimba. Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, își propusese să învețe pe români să mănânce sănătos, postând pe canalul său de YouTube mai multe seriale, respectiv 27, însă postările s-au oprit brusc undeva prin luna mai. Acum, fostul șef al PSD promite că sfaturile culinare vor continua pe contul său de YouTube din luna august. Dragnea a considerat că este perioada vacanțelor, astfel că a oprit o perioadă filmările pentru show-ul culinar. În primul episod, Liviu Dragnea a învățat pe românii cum se prepară ca la carte o mâncărică de fasole galbenă, iar în ultimul episod, cel cu numărul 27, fostul șef al PSD a învățat pe românii cum se prepare o ruladă de carne umplută cu ciuperci. Dragnea a pornit în forță cu serialul său culinar, primul episod strângând peste 520.000 de vizualizări. Cu timpul, fiecare episod din bucătăria de acasă ajunsese să facă în jur de 50.000 de vizualizări. În plus, pe rețelele sociale au circulat încă de la primul episod comentarii ironice în ceea ce privește calitatea rețetelor, precum și despre metodele folosite de Liviu Dragnea în bucătărie.